Bună seara, bine ați venit. Pentru un autor, lansarea unei cărți este o sărbătoare, în condițiile în care recunosc foarte multe echipuri de prieteni, care le mulțumesc că au venit aici, și foarte multe echipuri, necunoscându-le, văd însă lumina din ele. Și asta mă bucură, pentru că tare ne-am hotărât în ultima vreme, tare am devenit neîndrăgitori din ceilalți și, cum spunea Cehov odată, că la om totul trebuie să fie frumos, obrazul, îmbrăcămintea, vorba, felul de a privi. La noi totul s-au rețit în ultima vreme. Totul, vorba, chipul, felul de a vorbi, ceva îngrozitor. Așa că mă bucură foarte mult lumina pe care o văd de la cuplurile dumneavoastră, cu care însoțiți la sala acestei cărți. Într-o dată, asta cred că este cheia la care s-a referit Biblia, într-o dată care a fost anumea asta. În calendarul ortodox este ziua Sfinților Mari, împărați Constantin și Elena, la fel cu apostolii, dar este și ziua în care Ioan Petru Curian, acum exact 19 ani, a fost asasinat într-o toaletă din Divinity School, în Universitatea din Chicago, o moarte rușinoasă. Folosesc în adus această expresie, o moarte violentă, stranie, care a șocat pe toată lumea. Spun moarte rușinoasă, pentru că există un amănunt straniu în foarte multele amănunte strane ale vieții lui Ioan Petru Curian. Când s-a îndrăgostit de prima lui soție și salvat, au făcut un jurământ straniu ca acela care l-a trădat primul să moară de o moarte rușinoasă. Acest cuvânt, iarăși în mod straniu, de moarte rușinoasă, a apărut într-o fițoică imundă din București, care n-am să-i rostesc numele pentru că am împrumutat o expresie dragă nouă din istoria politică a țării noastre, folosită firește împotriva lui Iulianu ca expresia imniciei. În viața lui Iulianu totul este straniu și excepțional.